Iubiți ascultători, din cadrul conferinței desfășurate în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos, în continuare veți audia expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și familia. Audiție plăcută! Lecțiune cu caracter mai larg, bărbatul și familia, câteva lucruri despre felul în care privește bărbatul adevărat la propria lui familie și la instituția familiei. Sunt cele două lucruri care trebuie puse împreună. Odată, cum privește bărbatul autentic la instituția familiei, la familie în general, ce gândește el despre familie, ce împărtășește cu alții despre familie și apoi cum își privește adevăratul bărbat propria lui familie. O să încep cu următorul lucru. Adevăratul bărbat prețuiește familia. Și spun aceasta și vis-a-vis de familia ca instituție și vis-a-vis de propria lui familie. De ce spun că adevăratul bărbat prețuiește familia și de ce cred că trebuie să subliniem aspectul acesta? Noi trăim într-o societate în care familia este privită de sub foarte multe unghiuri. Sunt unii care prețuiesc familia lor, dar nu prețuiesc familia în general. Sunt unii care spun că familia este bună ca instituție și este necesară, dar nu cred că familia lor este bună. Și cred că asta ni se trage nouă românilor de la neamul nostru și de la cultura noastră, când întotdeauna la vecinul porumbul este mai înalt, specla este mai grea și mai frumoasă și capra dă mai mult lapte. Și probabil datorită acestei mentalități ne-am obișnuit să vedem totdeauna la celălalt mai mult, mai bine și mai frumos. Și în domeniul familiei avem ideea aceasta că familia celuilalt este mai bună, familia celorlalți este mai frumoasă, numai noi suntem cei mai necăjiți și cei mai oprimați. Adevăratul bărbat prețuiește familia lui, prețuiește instituția familiei, în ciuda ideilor vremii în care trăiește el. În societate, spuneam, sunt multe idei despre familie, unele pro și unele contra. Astăzi ar trebui să recunoaștem că sunt mai mulți împotriva familiei decât pentru familie. Poate că cel puțin pe noi, pe creștini, ar trebui să ne mire lucrul acesta. Astăzi când atât de mulți doresc să schimbe definiția familiei, astăzi când atât de mulți spun că familia tradițională, așa cum am știut-o mii de ani, nu mai este bună, nu mai funcționează, măcar noi, cei mântuiți, cei care deschidem Biblia, ar trebui să ne aducem aminte de ce spunea cu mult timp înainte Apostolul Pavel, că va veni vremea în care unii vor interzice căsătoria. Adică vor privi la căsătorie ca la ceva negativ. Vor considera că familia nu este ceva bun, ceva frumos, ceva care te ajută să trăiești o viață fericită și împlinită. Indiferent care sunt ideile societății în care trăim noi. Eu cred că adevăratul bărbat este omul care crede ce a spus Dumnezeu de la început. Nu este bine ca omul să fie singur. Prin urmare, pentru Adam o să o fac pe Eva. Și de atunci până astăzi, în perspectiva lui Dumnezeu, din punctul lui de vedere, familia înseamnă unirea de bunăvoie între un bărbat și o femeie care intră într-un legământ pentru toată viața. Indiferent ce spune vremea în care trăiești, adevăratul bărbat prețuiește familia. El o prețuiește în ciuda necazurilor. Eu cred că numai naivii sau mincinoșii spun că în viața de familie nu există necazuri. Eu cred că doar unul naiv sau probabil unul plin de sine pleacă în viața de familie cu gândul noi nu vom avea absolut nicio problemă. E adevărat, noi venim din două medii diferite, noi avem vârste diferite, noi am făcut școli diferite, noi am crescut în biserici diferite, am fost influențați de medii diferite, avem uneori o teologie diferită,
avem valori diferite despre viață, unii chiar despre veșnicie. Unii pot să spună, privim diferit relația noastră cu Dumnezeu, dar odată ce vom intra în viața de familie, nu va exista absolut nicio problemă. Nu este adevărat, viața de familie, cu responsabilitățile ei și datorită dușmanilor pe care are familia, aduce și greutăți. Apostolul Pavel este unul din cei care subliniază că viața de familie înseamnă greutăți, înseamnă grijuri, îngrijorare, purtare de grijă. Am vorbit despre responsabilitățile soțului vis-a-vis de soție și în relația cu soția și le-am enumerat doar pe câteva dintre ele. Ar trebui, de fapt, să sumarizăm și să spunem că un bărbat în casa lui trebuie să fie un episcop, un supraveghetor, unul care supraveghează toate lucrurile și are grijă de tot ce se întâmplă în casa lui. Un adevărat bărbat în casa lui este un străjer. El veghează să nu intre cineva în casă și să nu iasă cineva din casă când este pericol. El este omul care trebuie să așeze acele garduri spirituale și câteodată fizice pentru familia lui. Și sigur că aceasta înseamnă greutăți. Numai că greutățile care vin nu-l face pe adevăratul bărbat să spună familia nu este bună. El o prețuiește în ciuda greutăților, da? În ciuda imperfecțiunilor. Adevăratul bărbat rămâne loial familiei. Știți ce mi se pare mie interesant? Vorbim despre bărbați. Toți băieții caută fata ideală. Și majoritatea spun că au aflat-o. Am găsit fete care se căsătoresc cu mentalitatea, mi-am dorit ceva mai mult, dar dacă nu găsești, uite că e bine și așa. Foarte puțini sunt băieții care spun, mi-aș fi dorit așa, dar renunț la pretențiile mele și mă însor la nivelul acesta. De obicei băieții spun, am găsit mai mult decât am căutat. Foarte bine. Numai că, după ce ai găsit mai mult decât ai căutat, ajungi la concluzia că totuși fata respectivă nu este perfectă, că încă sunt anumite lucruri care trebuie schimbate, care trebuie îmbunătățite, sigur mai puține ca la tine, dar nu-ți dai seama, pentru că te interesează în egoism mai mult persoana cealaltă când e vorba de anumite defecțiuni sau anumite lacune, când te uiți la viața de familie și spui, celălalt nu este perfect. Asta nu înseamnă că abandonezi familia. Nu înseamnă că nu mai ții la familie. Nu înseamnă că nu te mai implici la familie. Adevăratul bărbat prețuiește familia în ciuda imperfecțiunilor celuilalt și în ciuda imperfecțiunilor lui. Adevăratul bărbat prețuiește familia în ciuda lipsei ei de popularitate. Haideți să recunoaștem, astăzi în România nu mai este chiar așa de popular să fii însurat și să rămâi fidel soției tale. Eu mă miram cu câțiva ani în urmă când vedeam pe la americani în cultura vestică că oameni care au stat o perioadă împreună ca familiști erau aplaudați de unii din societate. Se mirau, spunea, uite, este căsătorit de 25 de ani. Dar am început să mă uit la generația tânără în România și am văzut că se încearcă aproape orice altă alternativă. Mai puțin o căsătorie în felul în care Dumnezeu ne-a învățat, o căsătorie unde vorbești de legământ, de seriozitate, unde vorbești de un preț plătit, unde vorbești de a căuta împreună cu celălalt, să rămâi în voia lui Dumnezeu și să-L slăvești pe Dumnezeu prin familia ta. Dacă societatea merge în direcția în care alege, sau cum este mânată, cum este orbită, cum este influențată, într-o astfel de societate, adevăratul bărbat prețuiește familia, chiar dacă familia nu mai rămâne ceva în top, ceva popular. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că adevăratul bărbat prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Adevăratul bărbat are o relație bună cu Dumnezeu. Adevăratul bărbat se uită mai mult înspre cer când caută o părere, o opinie, decât în jurul lui. Și el știe că Dumnezeu așteaptă de la noi să prețuim familia. Este hotărârea lui, este invenția lui, este domeniul unde el ne binecuvintează. Și omul știe că acolo unde Dumnezeu dă binecuvântare, acolo lucrurile sunt bune. Deci să nu uităm, adevăratul bărbat
prețuiește familia. În ciuda ideilor vremii, în ciuda necazurilor, în ciuda imperfecțiunilor, în ciuda lipsei de popularitate, adevăratul bărbat rămâne lângă familie. Adevăratul bărbat recunoaște greutățile. Fără să știm noi de ce ni s-a spus lucrul acesta. Eu fac parte din acea generație și sigur cei mai în vârstă ca mine sunt tot într-o generație la fel, în care mereu și mereu ni s-a spus că familia înseamnă raiul pe pământ. Adevărul este următorul, că noi am înțeles raiul în sensul desăvârșit, așa-i? Noi raiul am știut cum este. Mai mult decât ne putem noi imagina. Cântare, bucurie, acolo nu vor fi lacrimi, nu va fi durere, nu vor fi gemete. Și noi când ni s-a spus că familia este raiul pe pământ, exact la asta am visat. După ce ne-am căsătorit, unii mai devreme, alții mai târziu, ne-am pus următoarea întrebare. Ori nu știm noi ce-i raiul, ori n-au știut ceilalți să ne explice ce înseamnă viața de familie. De ce? Pentru că am constatat, și eu cred că toți am constatat, că viața de familie înseamnă și greutăți. Greutăți pe toate planurile. Nu poți să spui cuiva că viața de familie înseamnă greutate numai în domeniul financiar. Nu poți să-l asiguri pe nimeni că viața de familie nu înseamnă greutate în domeniul fizic. Nu poți să spui cuiva viața de familie nu va aduce greutăți în ce privește relația. Nu poți să spui nimănui că viața de familie nu va aduce greutăți în ce privește starea ta cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, domeniul spiritual al vieții de familie. Vedeți, adevăratul bărbat nu este omul care se ascunde și spune noi nu avem nicio greutate. Noi când vrem să ne rugăm, odată lăsăm amândoi totul jos și suntem la rugăciune. Vrem să schimbăm ceva în casă, de la prima discuție noi cădem de acord, nu avem nicio problemă. Trebuie să cumpărăm ceva la copii, noi cădem de acord, fără nicio problemă. Vine duminică dimineața și trebuie să îmbrăcăm să mergem la biserică, dar noi deja am visat noaptea că noi vom fi punctuali și cum îi pregătim pentru biserică. Adevăratul bărbat înțelege că în normalitate există greutăți și el le recunoaște. El nu se ascunde. De fapt, cei care se ascunde greutăți vor merge din greutăți în greutăți. Este o paralelă, dacă vreți, pe care o fac cu ceea ce spune înțeleptul. Cine își ascunde greșelile, nu propășește. Rămâne cu ele. Cine le mărturisește și înaintea lui Dumnezeu caută ajutor, capătă îndurare din partea lui Dumnezeu. Adevăratul bărbat recunoaște greutățile, el spune, sunt greutăți pe toate planurile și el este specific, sunt greutăți care derivă din calitatea de lider. Vedeți, întotdeauna se pare că în societate cineva este invidiat. Știți cine este invidiat? Șeful. Cel din față, așa-i? Dacă ai un șef de echipă sau ai avut un șef de echipă, te-ai gândit, oh, ce bine de el. El conduce 50 de oameni. Te-ai întrebat ce înseamnă să conducă 50 de oameni ca tine? Indiferent în ce domeniu vorbim despre conducere, conducerea ți-a așa ochii, spui că este un domeniu foarte plăcut, îl invidiez pe celălalt, dar eu cred că numai cel în rolul acela, în locul de conducere, știe privilegiile acestea, cât de multe greutăți aduc. Și acum vreau să vă întreb următorul lucru. Toți spunem că în familie bărbatul a fost lăsat de Dumnezeu să conducă familia. Numai că noi ne aduceam aminte că nu ne putem conduce familia oriunde. Trebuie să ne conducem familia în voia lui Dumnezeu. Și așa e că drumul înspre ceruri, deși Dumnezeu l-a semnalizat corect, așa e că este pentru unii tare întortocheat, așa e că sunt multe semnale false. Nu vă uitați în societatea de astăzi, unde Dumnezeu a pus curbă deosebit de periculoasă. Știți ce a pus diavolul? Drum cu prioritate. Întotdeauna diavolul vrea să schimbe lucrurile. Și dacă tu ești la cârmă și vrei să-ți conduci familia în direcția cea bună, vei recunoaște viața de familie aduce greutăți, simplu fapt sau complicatul fapt că sunt așezat în fruntea familiei.
Dacă privești cu responsabilitate, statutul acesta înseamnă că îmi va aduce greutăți. Pe de altă parte, adevăratul bărbat recunoaște că vin greutățile și datorită faptului că noi bărbații, în familia noastră, suntem chemați să fim modeli. Știți acea expresie? Viața ta strigă atât de tare că nu-ți aud vorbele. Și poate că în alte domenii vorbele sunt importante. Numai că în casă la noi e foarte important măcar cât vorbele să fie și exemplu. Și ca bărbat în familie poți să-i spui multe soției, dacă viața ta nu merge în aceeași direcție, nu curge în aceeași direcție cu vorbele tale, cu pretențiile tale, e foarte greu să realizezi ceva în casă. Și ca tată poți să le spui multe copiilor, numai că astăzi copiii nu mai sunt așa ca ieri. Astăzi copiii îți spun verde în față ce au de spus și când încerci să fii pentru ei un model, știi ce fac copiii astăzi? Te judecă ei prin prisma lor și prin mintea lor dacă faci bine sau nu. Și asta de foarte mici. Dar eu aș spune că nu e o noutate, doar exagerăm astăzi sau exagerează copiii noștri în pretențiile care le au. Uneori bune, altele mai puțin bune. Eu mi-aduc aminte cu bucurie de o familie care își trimitea copiii la biserică, dar ei nu veneau la biserică. Și copiii când au ajuns mai mari, într-o zi au spus: dacă biserica e bună pentru noi, e bună și pentru voi. Iar dacă voi nu veniți cu noi la biserică, nici noi nu mai mergem. Și părinții au spus: ne bucurăm că au luat copiii hotărârea asta, că asta ne-a dus pe noi înapoi în biserică. Am vrut copiii în biserică, că de obicei toți părinții își vreau copiii lângă Dumnezeu, așa-i? Ei mai șchiopătează, ei mai scapă câte un cuvânt, câte o atitudine, ar dori copilul lor să fie cât mai aproape de Domnul, cât mai binecuvântat. Nu este ușor să fii model. Și bărbatul care înțelege că trebuie să fie model în casa lui, nu că trebuie să fie desăvârșit. Nu există bărbați desăvârșiți, cum nu există femei desăvârșite, familii desăvârșite, dar bărbatul care înțelege că trebuie să fie model în casă, va înțelege că viața de familie aduce greutăți și el va recunoaște lucrul acesta, da? Adevăratul bărbat prețuiește familia, adevăratul bărbat recunoaște greutățile care vin odată cu familia și adevăratul bărbat îi ocrotește pe cei dragi. El știe că în responsabilitățile lui intră și ocrotirea aceasta. Acum, nu știu cât timp mi-ar trebui să vă spun de ce trebuie ocrotiți cei dragi. În ce domenii? Ar trebui din nou să vorbim despre toate domeniile. Eu cred că un bărbat trebuie să își ocrotească copiii de influențe rele. Uneori, dragii mei, trebuie să ne ocrotim pe cei dragi. Asta poate nu o să le placă copiilor și nevestelor, așa că o să vorbesc cu bărbații. Știți uneori de cine trebuie să ne ocrotim foarte mult soțiile? De ele. Pentru că sunt lucruri în ele. Sigur, noi recunoaștem, sunt și în noi. Și poate aici ar trebui ele să ne ocrotească, să ne păzească. Să nu cădem noi în plasa noastră, în capcana noastră, în egoismul nostru, în dorințele firii noastre pământești. Dar adevăratul bărbat știe că el trebuie să-și ocrotească familia. Eu nu știu ce înseamnă aceasta din punct de vedere a investiției, cât de mult sau cât de puțin. Depinde unde ți-ai așezat familia, depinde cât de multe garduri ai așezat în jurul familiei tale, depinde cât de puternice sunt ele, depinde dacă au multe găuri sau nu, dacă sunt dărâmate sau nu. Dar fie că este vorba de un anume duh, fie că este vorba de o anume persoană. Eu cred că adevăratul bărbat trebuie să-și ocrotească familia, asta înseamnă și copiii și nevasta, de persoane rele. Și nu mă refer numai la bandiți, la tâlhari. Dacă vezi că soția începe să discute și are multe subiecte de discuție cu o bârfitoare, ce crezi că trebuie să faci tu ca bărbat? Să-i spui: dragă, schimbă-ți orele de întâlnire și persoana cu care te întâlnești. Că vreau să vă spun următorul lucru. Ești om serios, încerci să faci lucruri serioase și te întâlnești cu cineva mai puțin serios. Știi cine conduce discuția? Celălalt, așa-i? Și parcă trăim într-o generație în care nouă ne este penibil
să conducem discuția spre bine. Vine unul lângă tine, începe cu toate poveștile, cu toate bârfele, tu te gândești în sufletul tău, ea spune, dar mi-e rușine, nu cumva să fie deranjat. Așa se întâmplă și cu soția ta, așa se întâmplă și cu copiii tăi. Lasă-l într-o influență rea și vei avea surpriza să vezi că influența poate să dea roade. Nu într-o zi, nu în două, poate nu într-o săptămână, poate în timp mai îndelungat. Noi trebuie să veghem asupra celor din casa noastră. Dumnezeu ne cere lucrul acesta. Acum va trebui să veghem cu multă înțelepciune, pentru că vreau să vă spun, nimănui nu-i place să fie supravegheat. Nici mie, nici ție, nici nevestelor noastre, nici copiilor noștri. Dar vreau să vă spun ceva, cineva ne vede pe toți. Cineva oricum ne supraveghează viața. Numai că acel cineva, Dumnezeu, care ne supraveghează viața, ne-a cerut și nouă să veghem unii asupra altora. Și când e vorba de bărbat, el în mod specific trebuie să vegheze în casa lui și să-i ocrotească. Dacă nu-i ocrotești pe ceilalți, unde vei ajunge? Să-i condamn pe ai tăi. Și este foarte simplu să-i condamn pe ai tăi. Să spui, uite unde ai ajuns, uite asta, uite asta, sau să mai vii și cu fraza, am știut eu că aici ajungi. Păi întrebarea, dacă ai știut că aici se ajunge, ce ai făcut să nu se ajungă aici? Vis-a-vis de Adam. El a trebuit să-și ocrotească familia și să-și păzească domeniul pe care Dumnezeu i l-a încredințat. Dumnezeu a spus, te-am așezat să păzești grădina. Și în grădină era și nevastă sa. Și se pare că aici Adam a greșit, așa-i? A făcut multe lucruri bune, dar aici n-a vegheat și printre altele în grădina lui a intrat șarpele și apoi au apărut catastrofele a căror consecințe se văd și astăzi. Noi trebuie uneori să-i ferim de oameni răi, oameni răutăcioși, de obiceiuri rele, de anturaje rele și sigur trebuie să avem mare grijă să înălțăm mereu rugăciuni pentru familiile noastre. Să cerem lui Dumnezeu protecția lui pentru familiile noastre. Este una din datoriile foarte, foarte importante a unui bărbat. Mulți vorbesc despre bărbat ca preot în casa lui și unul din lucrurile care le făcea preotul, aducea jertfe și înălța rugăciuni. Știți cine ne este dat ca model în privința aceasta? Vă aduceți aminte de un bărbat care se ruga și aducea jertfe pentru fiecare copil? Iov, așa-i? Ați citit undeva în Biblie despre copiii lui Iov că au păcătuit? Că au ajuns rău? Mai am o întrebare. Scrie undeva în Scriptură că Iov aducea jertfe pentru nevastă sa? Ați citit undeva în cartea Iov ceva rău de nevastă? O ajuns ea mai rău decât copiii? Eu nu știu dacă Iov a făcut lucrul acesta și pentru soție sau nu. Biblia nu spune. Dar probabil că dacă Iov aducea jertfe și pentru soție și se ruga mereu și pentru soție, soția ar fi fost aproape de el în necaz și nu departe de el, de partea lui și nu de cealaltă parte. Este foarte important să ne gândim la lupta aceasta spirituală și să ne rugăm pentru ai noștri, nu cu duhul acela de superioritate și nu cu mândria aceea, dacă nu mă rog eu, ce o să se întâmple. Eu cred că putem să fim suficient de smeriți și să spunem, Doamne, știi de ce mă rog pentru ai mei? Din două motive. Mă rog pentru ei din dragoste. Eu știu că sunt vulnerabil și ei sunt vulnerabili. Și n-aș dori să ajungă deloc la rău. Prin urmare, mă rog din iubire pentru ei. Și unde nu este suficientă iubire, până mai crește iubirea, există un alt motiv foarte simplu. Din responsabilitate. Dumnezeu ți-a dat responsabilitatea aceasta să-i ocrotești pe ai tăi și la un moment dat Apostolul Pavel spune, Dumnezeu mi-a încredințat Evanghelia. Și el spune așa, dacă predic Evanghelia de bunăvoie, cu plăcere, cu bucurie, voi avea-o. Dar dacă nu o predic cu bucurie, el ce spune? Tot trebuie să o predic. De ce? Pentru că este o misiune, un serviciu pe care mi l-a dat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spunea, eu oricum trebuie să predic Evanghelia. Am însă o alegere pe care pot să o fac. Pot să predic Evanghelia doar din spiritul datoriei sau pot să predic Evanghelia
considerându-mă privilegiat că Dumnezeu mi-a făcut cinstea aceasta. Tu poți să te rogi pentru familie și poți să-ți ocrotești familia doar ca un spirit sau într-un spirit al datoriei. Să spui, vreau să ajung înaintea lui Dumnezeu și să țin fruntea sus în domeniul acesta. Prin urmare, mă rog pentru ai mei, îi ocrotesc, îi corectez cu dragoste, sau pot să spui, Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu. Dumnezeu mi-a încredințat o familie pentru care pot să mă rog, pe care pot să o îndrum și pe care pot să o ocrotesc. Vreau să vă aduc aminte că a fost în natura bărbatului. Cred că este și acum. Numai undeva a dormit gândul acesta că noi trebuie să fim războinicul cu care ocrotește. Și vă spuneam că ar trebui să nu lăsăm generația aceasta să ne aducă aminte sau să ne influențeze că noi bărbați ar trebui numai să stăm la birou, la calculator, să ne parfumăm frumos, să ne barberim frumos, să ne pieptănăm frumos și să nu deranjăm pe nimeni. Dragul meu, dintotdeauna bărbatul, printre altele, a fost și un războinic. Numai că adevăratul bărbat poartă războaiele Domnului și el luptă de dragul Domnului, cu puterea Domnului, dar luptă și pentru ai lui, sau ar trebui să spunem în primul rând pentru ai lui, când este vorba de ocrotire, da? Deci adevărații bărbați îi ocrotesc pe cei dragi. Adevăratul bărbat, spun la următorul punct, formează o coaliție. Formează o coaliție. Am observat următorul lucru. Copiii noștri sunt mai isteți decât noi. Știți că de cele mai multe ori copiii noștri știu să facă coaliții? A noștri, a pocăiților. Am auzit eu multe lucruri de genul ăsta. Eu îi apreciez pe ei. Îmi pare rău că noi nu suntem atât de deștepți ca ei. Nu pentru că n-am avea minte. Că nu ne facem timp sau nu vrem să privim realitatea. Dar eu întreb următor lucru. De ce nu facem noi părinții coaliție pentru binele copiilor? Că știți ce fac copiii noștri atunci când stabilești un gard în familia ta pentru ai tăi? Știți care e primul lucru care îl fac după ce îți răspund ție într-un fel sau nu? Încep telefoanele și încep mesajele. Și cum sună? Auzi, zice, păi tine te lasă, taică-t-o. Da, tronc. Ce, de ce ăla poate să meargă și eu nu? Și atunci tu să-i explici în familie că ești tu mai pocăit decât celălalt, că ălalalt nu pricepe Scriptura. Gândiți-vă ce ar face copiii noștri dacă atunci când s-ar suna unul pe celălalt, fiecare ar spune, nici pe mine, nici pe mine, nici mie nu-mi dă voie, și tata au spus că e păcat. Și ce ar spune copiii? Una din două. Ori ar spune, toți părinții noștri sunt pierduți, și nu m-aș mira să spună lucrul ăsta, sau ar spune, păi să știi totuși, treaba e serioasă. Dacă toți spun că e păcat, hai ca meu e mai îngust, mai înapoiat. Așa ar zice fiecare. Acum să știți că și copiii pe părinții altuia îi văd mai buni. Că așa în discuție, nu zice, dar tu ce nu poți fi cală? Ce? Numai tu, tata, numai tu ești mai. Dar atunci ar gândi, băi, tata e mai îngust, mai înapoiat, dar al lui ăla, alții, și chiar așa. Adevăratul bărbat face o coaliție când este vorba de familia lui. Acum, cu cine face el coaliție, da? El face coaliție, sigur, cu bărbați serioși, cu bărbați autentici. Ce mi se pare mie interesant este următorul lucru. Că vrem să învățăm multe din lumea cotidiană, dar nu învățăm ce trebuie. Știți unul din lucrurile care mă impresionează pe mine în ultimii ani? M-am uitat puțin în lume la firmele mari, nu la firmele mici. La mastodonți în domeniu. Și știți ce am observat? Că mai nou intră în parteneriate. Rămâi așa uimit, 2-3 firme foarte puternice. Ori intră în parteneriat, ori se contopesc. Știți de ce? Pentru că au învățat că trebuie să fie și mai puternici ca să reziste. Lucru interesant pentru noi, fiecare ne descurcăm pe cont propriu. Cum să mă umilesc eu să discut cu un alt părinte și să-l întreb, tu cum te descurci cu copiii tăi? Ce faci în situația asta? Cum răspunzi într-o astfel de situație? Cum să-mi fac eu timp ca părinte să mă întâlnesc cu 2-3 și să ne rugăm pentru copiii noștri? Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a lăsat să trăim singuri. Unul din rolul bisericii este acesta, să ne aducă Dumnezeu împreună, să învățăm împreună același cuvânt și să luptăm împreună pentru aceeași cauză și în aceeași direcție. Adevăratul bărbat intră într-o coaliție, formează o coaliție, da?
El se va uni cu oameni care știu ce este rugăciunea, știu ce înseamnă postul, iubesc cuvântul, aspiră la mai frumos. Cu următoarea precizare, aspiră la mai frumos în familia lui, cu copiii pe care are și cu nevasta pe care o are. Există ceva interesant. Oamenii pleacă cu elan în viața de familie. După o vreme mai lungă sau mai scurtă, unii se plafonează și spune, zice, atunci când n-am avut minte, am crezut eu mai multe, acum, zice, mi-am dat eu seama că tot nu iese nimic de aici. Unii se plafonează, dar undeva în sufletul lor tot visează. Nu mai știți cum visează? Zice, dacă o luam eu pe Mariana, n-ajungeam eu aici. Și sigur, există o explicație foarte simplă. El cu Mariana au discutat 2 luni, Mariana avea și bani, printre altele, îl mai ducea și ea cu mașina, că era mai bună, a fost de 7 ori la înghețată, s-a plimbat de 2 ori pe mal și a fost de 3 ori în misiune. În misiune evanghelică, mă refer, cu grupul. Și Doamne, ce frumos a fost că n-a plouat, n-a nins. De când s-a căsătorit, a mâncat 7 înghețate pe banii lui, dar printre înghețate au fost mai aspiră în casă, mai duc gunoiul, schimbă scutece. Soția a rămas gravidă, da? A rămas însărcinată, nu s-a simțit bine. Și i-a spus un anume lucru sau nu i-a spus un anume lucru. Altădată a fost așa de necăjită, așa de supărată, că poate i-a spus o vorbă mai aspră. Cu Marian nu le-a avut niciodată, că ea nu a fost nici gravidă, nici necăjită. Nici... Și cum să nu fi fost mai bine sub castani? Adevăratul bărbat visează la mai frumos, dar nu cu alta. Știți unde a început să decadă marele împărat? Când sfetnicii lui au spus, ia-i lui Vasti cununa și dă-i cinstea uneia mai bună decât ea. El s-a gândit, bă, ea este una mai bună decât ea. Păi atunci de ce nu? Numai dacă să vă uitați, când s-a trezit el din amețeala vinului, că atunci a luat decizia, s-a gândit la Vasti, la cum s-a purtat cu ea, se vede acolo o părere de rău, dar avea o problemă la mijloc. Că se luase o hotărâre după legea mezilor și a perișilor și nu mai putea fi schimbată. Adevăratul bărbat visează întotdeauna la mai frumos, la mai bine. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu schimbă oamenii în fiecare zi, slăvit să fie El. În fiecare zi mă pot schimba eu, în fiecare zi te poți schimba tu, în fiecare zi Dumnezeu poate lucra la schimbarea soțiilor noastre și a copiilor noștri. Și dacă ai ajuns într-o situație care nu-ți convine foarte mult, nu rămâi acolo în noroi, nu trăiești cu mentalitatea, noi o să mergem din rău în mai rău, o să ne îngropăm, ci nădăjduiești. Și știți ce a făcut părintele credincioșilor, pe care trebuie să-l urmăm? A nădăjduit când? Nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Dacă ajungi într-o situație în care spui, aici nu mai este nicio nădejde, de aici nimic bun nu o să iasă în viață, atunci poți să nădăjduiești. Avram spune, copilul meu va muri, dar a găsit în ce să nădăjduiască, într-un Dumnezeu care învie morții. Și Scriptura spune chiar că l-a primit ca înviat dintre morți. Adevăratul bărbat este omul care aspiră la mai frumos, da? El aspiră la mai frumos, bazându-se pe puterea lui Dumnezeu, pe schimbarea lui Dumnezeu, pe felul în care Dumnezeu lucrează în fiecare zi. Și încă un lucru despre adevăratul bărbat. Adevăratul bărbat mulțumește, sau adevărații bărbați mulțumesc în permanență. Ei mulțumesc cui trebuie și când trebuie. Acum aș vrea să vă spun că în relația noastră cu Dumnezeu ne exprimăm mulțumirea în mai multe feluri, așa-i? În relația noastră cu Dumnezeu ne exprimăm mulțumirea în cuvinte, prin cuvinte. În relația noastră cu Dumnezeu ne exprimăm mulțumirea prin daruri, îi facem darul lui Dumnezeu. În relația noastră cu Dumnezeu căutăm să ne arătăm mulțumirea diferit. Și în relația cu cei dragi din casa noastră, trebuie să ne exprimăm mulțumirea pe mai multe căi.
cuvinte, fapte, cadouri, schimbări în bine. Adevăratul bărbat nu este omul care spune, lumea gravitează în jurul meu. Mi se cuvine totul. Dacă am copii buni, e normal, așa trebuie să fie copiii mei. Dacă am nevastă bună, este cel mai normal lucru de pe pământ. Păi, am știut eu să mă însor, cum adică? Alții, dacă au neveste, altfel e problema lor. Adevăratul bărbat știe că toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Și adevăratul bărbat știe că oamenii care se comportă frumos sunt oamenii care se așează la dispoziția lui Dumnezeu. Solomon spune că o nevastă bună este un dar de la Domnul. Asta înseamnă că trebuie pe de-o parte să mulțumești mereu lui Dumnezeu pentru cei din casa ta. Dar pe de altă parte, tu știi din propria ta experiență, ca să fii o persoană bună, trebuie să te lași la dispoziția lui Dumnezeu. Trebuie să asculți de Dumnezeu. Trebuie să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să rupți cu natura păcătoasă din tine. Trebuie să te supui Duhului Sfânt ca El să lucreze în viața ta. Și atunci întrebarea mea este, de ce nu venim la cei din casa noastră și dacă nu găsim un alt motiv de mulțumire, măcar atât să spunem, dragă, îți mulțumesc că îl iubești pe Dumnezeu, că ții cont de cuvântul lui Dumnezeu, îți mulțumesc că folosești puterea lui Dumnezeu înspre bine, înspre binele familiei, în relația cu cei din familie. Când noi avem un mesaj bun, sigur că toată lumea se bucură și spun că toată slava e a Domnului, așa e? A Domnului toată slava că un păstor a ținut un studiu biblic bine. Când nu iese studiul păstorului, a cui e toată rușinea? A lui. Păi cum să fie rușinea Domnului? Și eu m-am întrebat, e același om, de ce odată toată slava e a Domnului și odată toată rușinea a lui? Și m-am gândit că poate mai cinstit ar fi, ca să nu iei nimic din slava Domnului, când cineva te slujește, măcar atâta să-i spui, frate, îți mulțumesc că te-ai lăsat folosit de Dumnezeu. Sau îți mulțumesc că ai vrut să stai la dispoziția lui Dumnezeu să te folosească. Probabil că la același nivel sau în felul acesta ar trebui, dacă vrem să fim foarte spirituali, să nu fim așa lumești cu mulțumiri care să-l îngânfe pe celălalt, măcar atât să-i spui celuilalt, mă bucur că dai voie Duhului Sfânt să rodească în viața ta dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și că roadele acestea se aplică în primul rând în dreptul meu. Și poți să faci foarte spiritual să spui, mă bucur că Duhul Sfânt lucrează în tine, dar Duhul Sfânt lucrează când îl lăsăm să lucreze, așa-i? De asta spune Apostolul Pavel să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu. Că exact aceea soție ar putea să întristeze Duhul lui Dumnezeu, roada să nu mai fie acolo și dacă nu-i bucurie, dacă nu-i pace, dacă nu-i îndelungă răbdare, primul care le vezi ești tot tu. Tu vezi primul și partea pozitivă și partea negativă. Adevăratul bărbat știe să mulțumească lui Dumnezeu, știe să mulțumească celor din casa lui și o face cu sinceritate și o face în modul în care consideră el că este mai bine. Bărbatul autentic este omul care rămâne lângă familie, în orice vreme. Rămâne lângă familie ca instituție și spune, cred în ceea ce a făcut Dumnezeu, cred în bunătatea lui și indiferent ce ar încerca să-mi demonstreze oamenii din jur, eu cred în ceea ce a hotărât Dumnezeu. Și apoi când a intrat în propria lui familie, adevăratul bărbat rămâne lângă familia lui. Rămâne în zile bune, rămâne în zile mai puțin bune. Vreau să vă aduc aminte că dacă te uiți cu un pic de atenție la sfinții din Biblie, vei vedea că fiecare a avut necazuri în familie. Dar știți ce a fost frumos la ei? Că în ciuda necazurilor au rămas împreună, au lucrat împreună și au prins răsplata împreună. Adam este bărbatul care și-ar fi putut acuza nevasta mai tare ca orice bărbat de pe fața pământului. Așa, în sensul egoist și bărbătesc, ar trebui să spunem, Adam i-ar fi putut spune lui Eva, Eva, dragă, tu m-ai scos afară din rai. Și vedeți ce interesant? Că după toată experiența aceasta,
În loc să-i spună Adam, Eva, du-te cât e de mare pământul cu binecuvântarea lui Dumnezeu și lasă-mă pe mine cu sapa, că aici am mai adus. Adam spune, Eva, un singur lucru putem face. Rămânem împreună, ne rugăm împreună și așteptăm îndurarea lui Dumnezeu împreună. Și ei așteptau să se împlinească acea promisiune, că Dumnezeu le va da un răscumpărător și vor fi scoși din starea respectivă. Pentru familie Dumnezeu are promisiuni minunate. Nu toate se împlinesc atât de repede cum vrem noi, dar cei care rămân împreună și se prețuiesc și rămân aproape de Domnul, mai devreme sau mai târziu vor constata cum Dumnezeu își împlinește promisiunile una după una, până la ultima. Și știți care este ultima promisiune pentru familiști? Că vom fi luați din casa de aici și vom fi mutați în casa de dincolo. Și acolo nu o să mai fie probleme de familie, acolo nu o să fie argumente, acolo nu o să fie certuri, acolo nu o să fie lacrimi, acolo o să fie bucurie veșnică pentru toți membrii familiei. Amin. Iubiți ascultători, ați audiat expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și familia. Expunerea a fost prezentată la conferința ce a avut loc în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.